Astăzi ne vom uita la cele mai creepy mesaje vocale pe care o să le auziți în viața voastră. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Maru Siancu și bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Astăzi vom reacționa la top 5 cele mai creepy mesaje vocale care au fost trimise vreodată, care au și o poveste în spate, fraților, și urmează să auzim și, mesajele, deci vă zic sincer, când e vorba de mesaje vocale, de apeluri de-astea creepy, mi se face pielea de găină, fraților, pentru că o să vedeți, băi, că numai vocea celor persoane este super înfricoșătoare. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și hai să vedem care-i treaba. Este videoclipul acesta de la Mr. Nightmare. Let's go, fraților, a fost postat acum un an. Apăsați butonul de like dacă mai vreți să reacționăm la mesaje de-astea vocale, pentru că mie mi se par super creepy. Let's go! Bun, hai să vedem. Numărul 5. Moved to his West Texas home not even half a year ago. A 28-year-old viewer, who I'll refer to as John, sent me this voicemail that he received in August of 2021 from an unknown number. Ok, deci este vorba de un băiat de 28 de ani pe nume John, care s-a mutat undeva în Texas, habar nu am dacă te muți în Texas, frățiorul, bine că nu te-am mutat în Ohio. Este un, cum zice, un subscriber de aici, care a zis că a primit acest mesaj vocal în august 2021 de la un număr necunoscut. John was going about his night when his cell phone began to ring, and on the screen it said no caller ID. Ok, deși că John era, cum zice, era acasă, era în, cum zice, își făcea noaptea, frate, nu știu, se juca, se uita la vreun, film și la un moment dat i-a sunat telefonul cu număr necunoscut. Asta e destul de ciudat. Exact, e ciudat când te sună numărul necunoscut că persoana respectivă vrea să-și ascundă numărul, e ciudat. But other than this and a few other professional circumstances. Hai să vedem. Asta este un red flag, frate. Este foarte ciudat. Există foarte puține cazuri în care e necesar să faci chestia asta, dar e ciudat. Hai să vedem. Ok, deși că John nu a răspuns la apel, s-a gândit că nu are rost să răspundă și cum îi zice, aștepta să vină în voicemail-ul. Să vină căsuța vocală. Și auziți ce mesaj a primit. Hey, I'm not at your house. I found your info online and I could really use a job. Could you open the door? Bro, what? Fraților, i-a zis salut, sunt în fața casei tale, ți-am găsit informațiile pe internet, poți să deschizi ușa? Aș putea să fac rost de un job? What? Băi, n-are niciun sens, fraților. Ce tocmai am auzit n-are niciun sens. Ia poate explică băiatul ăsta. Message was short but direct. John immediately thought it was a joke or that they had the wrong number. Deci, ăsta s-a gândit că e o glumă sau că s-a greșit numărul, logic. Dar era curios. Ce că și toată știa că chiar dacă nu e o glumă, nu o să deschidă ușa, bro, dar gen, nu trebuia să bată la ușă persoana aia? Saying that John found his info online made him open up Google and search his own name. The second result on Google led to an online corporation database that listed all of John's public info, including his first and last name, phone number and new. Bro, deși că când a auzit ăla că i-a făcut rost de adresă online, el a intrat pe net și a căutat adresa lui și a găsit nu știu ce corporație, fraților, care i-a dat toată adresa pe net, toate informațiile. John is self-employed, but for the purpose of tax benefits, he started an S corporation in his name, literally with his name in the title of the business. This means his S corp, along with his name, would eventually be listed on numerous online corporate. Oh my god. Oh my god, deși că John ăsta era antreprenor, nu era angajat niciunde, însă ca să plătească mai puține taxe și a făcut el nu știu ce firmă care era cu numele lui și a apărut pe nu știu ce site, a fost o greșeală pe care a făcut-o el și practic i-a apărut adresa pe net și tot. John went downstairs and inched closer to the front door, trying to be quiet. Someone started to bang on the front door. Mamă, și că după John s-a dus jos, gen, s-a dus la ușă și fix când a ajuns a început cineva să bată.
Și a filmat. Jesus boys, mamă, câte filmări sunt în ăsta, man. Adică, băi, pe bune, hai să auzim. A zis ceva, dar nu se aude, cică, ce zice. Bro, bă. Bă, ce naiba, man. Bă, mă cac pe mine de frică. Seconds later, his phone vibrated again as he received a call, again with a no caller ID message. He ignored it again, incredibly scared. Another voicemail was left. Bun, și după asta s-a oprit să bată și iar i-a sunat telefonul. This time there was no talking in it though. Și după i s-a dat un mesaj vocal și nu zicea nimic iară. But moments later, a knocking from the back door ensued. He took out his phone and started to record again. Deci, cică, frate, după i s-a dat iar un mesaj vocal în care ăla n-a zis nimica și după iar a început să bată de la ușa din spate, să bată la el. Și a început să filmeze. La ușa din spate? Bă, ce naiba! Ce... Doamne, iartă-mă! Bă, ce... Doamne, iartă-mă, man! Holy shit! Băi, deci, băi, frate, mi se face pielea de găină numai când mă uit. Bă, mi se face pielea de găină, bă, măcar pe mine de frică, cum să mă se ia prins becul ăla? As he turned on the lights, revealing the silhouette on the other side, the situation became even more real for John. The guy called one more time, and Joe picked up, saying, I have a gun, and I already called the police. The man on the other end claimed he was just looking for work, and he apologized and hung up. Then the knocking ceased. John contacted the websites displaying his personal information the next. Bro, deci fiți atenți, și că după chestia asta, l-a mai sunat încă o dată omul ăla și John i-a zis, am o armă și am sunat și la poliție, pleacă de aici. Și el a zis, ok, îmi cer scuze, doar îmi căutam de muncă. Bro, what? Îți căutai de muncă noaptea, la miezul nopții, random, baza ușa unui om? What? Și zice că după a vorbit cu firma care i-a lăsat informațiile persoane și a zis să le șteargă. Dar au refuzat. It's very unlikely anybody who's knocking on both your front and back door late at night and calling your number anonymously is there just looking for a job. Da, este foarte, cum a zis și băiatul ăsta, nu există nicio șansă, frate, ca un om care vine și bate agresiv la tine la ușă și la ușa din față și la ușa din spate și după te sună și cu un număr ascuns să fie acolo doar pentru un job. Și că dacă John ar fi deschis ușa, s-ar fi întâmplat ceva foarte ciudat. Numărul 4. Mamă, băi, spăi, numărul 5 a fost nebunie rău de tot. Nici măcar nu vreau să văd ce mai departe, băi, că evident mi se face pielea de găină când mă uit la astea. E super horror. Deci este vorba despre un mesaj vocal primit de către iubita unui abonat al lui băiatul ăsta numit Alex Azeri. Alex's girlfriend reached out to him right after hearing it for the first time to get his opinion on it, since his name could slightly be heard in there, to which all he could offer was equal confusion and concern. Ok, deși că iubita lui i-a arătat lui ăsta vocalul lui Alex, adică lui Gagicăsu, pentru că se aude și numele lui pe acolo. Hai să auzim. Credea că este un prieten care îi face un prank. Reaching out to all of his friends, they all claimed it wasn't them, and each of them thought it was equally creepy. Bun, deși că nu era niciun prieten, n-a făcut nimeni niciun prank, hai să auzim. Alex had no outgoing calls, and the person specifically called his girlfriend while mentioning his name. So somehow they must have gotten both of their Bro, ce naiba, ce-a fost aia? Alex and his girlfriend live in different states, and very few people in his life have her number. The voicemail itself is very hard to understand. In the beginning, it sounds like there may be a second person in the background, but it's all very muffled. You can, however, clearly hear that someone is crying into the phone.
Da, cineva plânge, fraților, deși că, cum îi zice, este foarte, foarte puține persoane au numele de telefon și alu Alex și alu Gagic ăsta, pentru că stau și în state diferite și na, e foarte, foarte complicat. Însă ați putea să auziți și voi, fraților, că cineva plânge la telefon. Cineva plânge. I'm trapped in the dark. Sunt blocat în întuneric. E foarte greu să înțelegi. Și că Alex nu știa dacă e un prank sau doar atâta. But after receiving this voicemail, Alex claims a number of strange occurrences happened in his house that same day and the following. First, a door upstairs slammed shut randomly while everyone in the house was downstairs eating dinner. Bro, oh my god. Deși că după ce a primit chestia asta care na, e de activitate paranormală, în casa lui s-au întâmplat foarte multe chestii ciudate. Jesus, cum ar fi? Ce s-a întâmplat? Gen, prima dată ei erau, toată familia era jos să mănânce cina și s-a auzit o ușă sus. Alex and his brother also apparently heard what sounded like footsteps coming up the stairs when they were home alone. Mamă, deci când erau singuri acasă auzeau pași pe scări. Oh my god, deci o fi că ăsta era bântuit sau care-i treaba? Until checking and remembering they had a dog gate standing at the bottom of the stairs, preventing them from coming up the stairs. Each time they looked around the hall upstairs and checked the stairway, they couldn't find anyone. Bro, efectiv nu putea să găsească pe nimeni. Sound like those of a dog. They were reportedly heavier and more spaced out, like a person's footsteps. With this happening the same day and one day after receiving this concerning unexplainable voicemail, Alex believes the occurrences may all be linked. Holy shit, fraților. El se gândește că, având în vedere că a primit și iubita lui acel mesaj vocal care n-are nicio chestie și fix atunci ce s-a întâmplat alea, s-ar putea să aibă o legătură. Mai departe, locul 3. In this video you're about to watch, a couple briefly documents they're listening to two creepy voicemails received on the husband's phone. Ok, deci acum ce o să vedem un videoclip cu un cuplu care ascultă două mesaje vocale care au fost primite pe telefonul soțului. Ce faci, bine? They had been receiving strange voicemails for weeks already, both on their cell phones and on the landline. In this video though, the man's phone doesn't even ring. He just gets two straight to voicemail notifications. Mama, fraților, deși că timp de săptămâni întregi acest cuplu a primit mesaje vocale ciudate. Efectiv, nu era nimica, niciun număr de contact, nimica. Ce zice, fraților? Bro! Bro, fraților, what? Bă, ce naiba? Bă! Bă, ce naiba, băi, fraților! Ce-s cu mesajele astea? Cineva țipă, efectiv, de ce? Couple inquired about the calls from the phone company as well, both before. Ce ciudat, fraților. However, they did not have any records of the audio message being received. The couple described the voicemails as sounding like somebody was being tortured. Exact, sună ca și cum cineva este torturat. Ceva creatură ciudată. Mamă, și zice că cuplul aude și sunete ciudate noaptea în casa lor. Bro, ăștia sunt terorizați. Cred că este ceva supranatural. 2. Hai să vedem.
Februarie 2021. 30-year-old Martha Ramirez woke up on a Saturday morning with a notification on her iPhone that said. Deci Marta Ramirez, sau nu Marta, nu? Marta Ramirez s-a trezit cu o notificare în februarie 2021, într-o sâmbătă, cu un mesaj vocal de la un număr necunoscut. Upon listening to it, this is what she heard. Asta a auzit. Marta. Marta, cred că zice. Marta. The voice you just heard in the voicemail was of Martha's father. This caused her a great deal of confusion and horror. But why? Why was this even remotely concerning? Well, Martha lost her dad to cancer in 2019. Eram sigur, puteam să jur, fraților, deci era un voicemail de la taică-su care a murit în 2019. General, e vocea lui taică-su care zice Marta, 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 de la a murit. Bro. Era mort de aproape 2 ani. Dar s-a gândit să vadă, gen, tot a ascultat și s-a gândit că poate să fie altă persoană, dar nu poate. E taică-su. She knew the way her dad's voice sounded saying her name. She tried to think back to if her dad had ever left a voicemail simply repeating her name multiple times, but she couldn't remember a single instance. Mamă, și s-a gândit iară să nu fie ceva paranormal, gen s-a gândit dacă cumva cineva îi face o farsă și taică s-a mai lăsat genul ăsta de mesaj vocal, dar n-a găsit nimica. Even if she could, that wouldn't explain randomly receiving a voicemail of her father's voice years later. She called their service provider, but they were not able to trace anonymous calls. Deci o suna și acolo să vadă numărul anonim de unde e, dar n-au putut să-l identifice. Entire family, if any of them were playing a messed up joke. But when she sent all of them the voicemail, they were all equally disturbed. Toată lumea s-a panicat din familia ei, se gândeau că poate face cineva o glumă. Toată lumea s-a panicat. Nor is she a believer in the supernatural, but she also doesn't believe this was the work of anybody she knew or any kind of glitch. Habar n-are ce s-a întâmplat. She believes this was her dad's voice contacting her. And it terrifies her deeply. Mama boys, ok, și deci nu era, nu știe ce s-a întâmplat, dar știe că este vocea tatălui ei care o cheamă. Bun, locul 1, fraților. This last voicemail was posted to Reddit 3 years ago. A fost postat pe Reddit acum 3 ani. The Reddit post read, to make a long story short, my significant other got a new phone. For the first time she has visual voicemail. A family member left her a voicemail today. And when checking it, discovered she had several missed voicemails. Ok, fraților, deci aici persoana asta zice că, na, significant one înseamnă iubita slash iubitul, dar nu știu ce are persoana respectivă. Deci, na, persoana iubită, partenerul ei, practic, partenerul acestei persoane, și-a luat un telefon nou și la un moment dat a primit un voicemail de la nu știu ce rudă și voia să-l asculte și a văzut că are foarte multe voicemail-uri, adică foarte multe mesaje vocale pe care nu le-a deschis. Ea a încercat, deci este o ea, a încercat să se uite prin aceste mesaje vocale. Și erau chestii normale, cum îi zice, facturi, prostii, familie, nu știu ce. Însă era un voicemail din 9 iunie 2017 la ora 4:38. Deci ăsta într-un fel este din, da, deci undeva pe acolo. Pentru că videoclipul ăsta a fost postat în 2022, acum 3 ani, 2019, deci era un voicemail vechi de 2 ani, de la un număr pe care nu-l cunoșteau. One voicemail dated Friday, June 9th, 2017 at 4:38 p.m. was from a number we do not know. Bă, ce se aude? Frate, ce zice? Mami! Mami! Please! Mami! Bro! What you just heard was just a small clip from the original 3-minute long audio, which. Mamă, deci este un audio de 3 minute și asta a fost doar o parte mică. Removed from the internet without a trace. In this small audio clip though, it sounds like the girl on the other end is saying please help me and even they have my baby. The rest of the Reddit post. Ah, zice help me, nu zice mami, că dacă zice mami. Please help me and they have my baby, îmi iau bebelușul. It's 3 minutes long. The area code is 480.
placing the owner around the Phoenix, Arizona Valley. I've spent all day researching news where their incidents happened the afternoon of June 9th, 2017. Cică și cum îi zice, a zis și că ajutorul meu copilul și ea s-a gândit, a văzut care este codul poștal, s-a gândit că este în Phoenix, Arizona, acolo trebuia să fie codul poștal și a făcut un fel de research, vezi, s-a gândit să vadă dacă e vreun incident legat de ceva copil pierdut în perioada aia, în 2017, dacă a zis că mi-au luat copilul. And have exhausted my very limited abilities in researching. None of our family members or friends recognize the number either. The voicemail was dated almost a year ago and was not discovered until today. I will be contacting Phoenix police to provide them with the audio, timestamp, and phone number. I star 67 the number. It went straight to voicemail. Significant other has had the same phone number for 10 years. Based on a lot of the original reports. Ok, fraților, persoana respectivă s-a dus și la poliție, însă tot n-a aflat nimica. The original audio was so horrific that many couldn't even get through it all. Still, some people believe it to be a hoax. Either way, this voicemail and whoever was behind it still remain a mystery. Cine a făcut acest mesaj vocal, având în vedere că nu s-a găsit nimica și cine joacă farsa asta, dacă e o farsă, rămâne un mister. Și aici s-a terminat, fraților. Aici s-a terminat videoclipul. Holy shit. Asta au fost cele mai creepy mesaje vocale pe care le-ați auzit vreodată. Dacă v-am făcut videoclipul ăsta și mai vreți să facem clipul, de ce nu scrieți la comentarii? Eu am fost Marusiancu și chiar a fost un videoclip horror, fraților. Aveți grijă la mesajele vocale că sunt destul de creepy.